Prima regulă a vampirilor, colții trebuie să fie mereu strălucitori de curați. Ha! Ce se întâmplă? Nu se poate, e o sirenă! Da, și chiar am nevoie de ajutor. Și eu am nevoie de ceva. Sânge! Desigur, poftim, sunt pregătită. Eu, ești proaspăt ieșită din toaletă. E foarte igienic. E bine că am un dezinfectant la îndemână. Cina e servită. Ha, ha, e delicios. Wow, am colți acum. Tare! Bine, Kim, acum urmează-mă. Ne întâlnim în baia mea. Desigur, o să ajung acolo pe toboganul de apă. Să-i dăm drumul. E un picut, dar sigur e rapid. Bine, probabil aici trebuie să cobor. Bine ai venit în noua ta cameră, Kim. Simte-te ca acasă. Chiar ai nevoie de o baie caldă. Se simte plăcut, ha? Oh, da! Ei bine, acum o să fie și mai plăcut. Tot ce trebuie este puțină spumă, puțin sclipici și... Wow, Skylar, asta e magic! Nici o magie aici, doar cosmetice. Acum să te facem frumoasă. Vezi șamponul ăsta? E marca Volum de Sânge. Ai auzit de el? Ne trebuie multă spumă pentru asta. Omule, transformările chiar sunt grozave. Stai, de unde vine mirosul ăsta? Oh, te referi la coada mea? Da, cred că e puțin murdară. Asta nu se poate. Dar ai noroc, știu exact ce să fac. Ești pregătită? Atunci să începem! Vom avea nevoie de o perie pentru treaba asta. Toată această murdărie nu are nicio șansă. Wow! Uită-te la coada mea! E în sfârșit curată! Bine, prietene, e timpul să te scoatem din baie. Avem mult de lucru înainte. Bine, Kim, asta e camera mea. Confortabilă, nu? Oh, da! Salută pe Annie! Skylar, ai adus o sirenă în casa noastră? Liniștește-te, Annie! Este Kim și ea este tot vampir. Păi, încântată de cunoștință, Kim. Știi, acele coșuri nu ți se potrivesc deloc. Dar am o idee. Iată plasturii anticoșuri. Se vor descurca de minune. Doar trebuie să ai puțină răbdare și... Ta-da! Acum pielea ta e catifelată. Acum, ce avem aici? E o perlă, Annie. Cum funcționează asta? Hai să o luăm, Skylar. Oh, ce frumoasă! Putem să o folosim într-un mod util. Hai să o folosim pentru a decora această agrafă. E simplă și elegantă. Asta e pentru tine, Kim. Hei, cum arăt fetelor? Nu foarte bine, surioară. Nici asta nu e bine, Kim. Trebuie să te epilezi. Este o rețetă foarte simplă. Doar încălzește ceara, amestecă-o bine și... Nu-ți face atâtea griji, Kim! Annie și cu mine facem asta de ani de zile! Acum, ești pregătită? Au! Ai reușit, surioară! Dar nu am terminat încă! E timpul să folosim penseta! Acum, nu te mișca! Asta o să fie dificil! Nu încă, Kim! Bine, am terminat! Nu-i rău! Putem folosi asta! Oh, Kim, vampirii și mustățile nu se potrivesc! Așa că poți să-ți ia adio de la mustățile tale. Ce se întâmplă, Skylar? Ce s-a întâmplat, fetelor? Te gândești la ce mă gândesc și eu? Oh, da, hai să petrecem! Chiar trebuie să facem asta? Mustața mea nu e o jucărie. Oh, nu fi așa pesimistă, Kim. Ups, greșeala mea. Da! O epilare rog adevărată. Hei, chiar a funcționat. Îmi place. Oh, fetelor, devin din ce în ce mai frumoasă! Ei bine, mai avem mult de muncă! Momentan, hai să-ți curățăm urechile! Sigur, surioară! Oh! Ai terminat deja? Nu știu, Kim, ai... ceva blocat acolo! Oh-oh! Ajutor! Sunt aici pentru tine, surioară! Rezistă! Oh, da! Așa e mult mai bine! Stați puțin, fetelor! Mai este ceva acolo! O undiță? Pe bune? Bine, fetelor! Avem nevoie de asta! Ți-ai curățat vreodată urechile, surioară? În fine, vom rezolva împreună! Și acum că am terminat, să finisăm totul cu niște cercei frumoși! Omule, mi-e atât de sete! Aș putea să beau un ocean întreg!
Hei, liniște! Mâncarea nu ar trebui să fie atât de vorbăreață! Oh, privește, Skylar! Oh, miroase atât de bine! Delicios! Nu există nimic mai bun decât peștele proaspăt la micul dejun, nu-i așa, fetelor? Cineva să deschidă fereastra! Asta e prea oribil! Va trebui să amânăm masa. Ai dreptate, surioară! Cineva! Ajutor! Ține gura deschisă, Kim! Oh, asta e neașteptat! Limba ta este atât de mare! Și atât de murdară! Mă ocup eu de asta, Annie! Ne trebuie multă pastă de dinți pentru asta! Să ne grăbim să scăpăm de toată această mizerie! Gata! Extrem de curat! Eu! Aș vrea să pot uita de imaginea asta! Mulțumesc mult, fetelor! Încă nu am terminat, Kim! Acum să speriem colții! Un irigator bucal chiar este util în astfel de situații! Acum e mai bine! Frumoși și albi! Kim, ce se întâmplă cu unghiile tale? E un dezastru cosmetic! În fine, forfecuța va rezolva asta! Ce? Cum? Am o idee mai bună, fetelor! Faceți loc, lume! Uh-huh! Oh-oh, asta e neașteptat! Acele gheare nu vor ceda așa ușor, știi? Oh, mai vedem noi, dragă! Hai să nu facem nimic pripit! Bine, Annie? Nu scap de asta, surioară! Ți-am pregătit o baie specială! Nu-ți face griji, pirania nu mușcă prea tare! Wow, chiar a funcționat! Încă nu am terminat, Kim! E timpul să adăugăm puțină culoare! Verde? Oh, e preferata mea! Ce zici de un design marin frumos? E o idee minunată, Annie! E perfect! Acum, trebuie să facem ceva și cu părul tău! Sincer, ar fi mai ușor să-l radem! Haide, tot ce ne trebuie pentru asta este o perie, fetelor! Bine, să vedem! Ce avem aici? O cutie? Se pare că am găsit un tezaur, fetelor! Acum ce e înăuntru, mă întreb? Wow! E un adevărat tezaur cosmetic! Ce vom face cu el? O să afli curând, Kim! O să-ți schimbăm complet imaginea! Cred că mobul ți se potrivește foarte bine! Acum ai puțină răbdare, surioară! Bine, okay. Ești pregătită pentru asta? Arăți uimitor acum! Între timp, eu voi lucra la buclele tale! E de fapt foarte ușor! Nu putem uita de pietrele prețioase! Sunt în trend în acest sezon! Oh, arată exact ca modelele de pe copertele revistelor! Cred că transformarea ta e completă acum! E totul în regulă, Kim? Oh, da! Bine, ascultă, scoicile nu sunt permise, bine? Să nu folosim încă ciocanul Skylar! Ai încredere în noi, Kim? Asta e o tehnologie serioasă! Sigur nu e periculos? Desigur că nu! Uită-te la tine acum, Kim! Acum e timpul pentru machiaj! Mai întâi, să lucrăm la tonul pielii tale! Până acum e bine! Să continuăm! Conturul este foarte important! Uită-te și învață! Acum, să adăugăm un pic de sclipici și puțin fart de obraz. Oh, știu ce urmează, Annie! Iubesc culorile vii în machiajul meu! Bună treabă, Kim! Înveți repede! Dar era să uit de ruj! Acum e mult mai bine! Dar nu poți avea niciodată prea mulți sclipici, nu? Așa că aducem sclipiciul! Ei bine, fetelor, cum arăt? Arăți minunat, Kim! Absolut superbă! Bine, acum e timpul pentru o pauză de dans! Dați volumul mai tare! Împreună vom domina ringul de dans! Duceți-vă și distrați-vă, fetelor! E păcat că nu pot face și eu la fel! Nu pot dansa fără picioare, știi? Ei bine, atunci îți vom transforma coada în picioare, Kim! Am aici o rețetă veche de poțiune! Ei bine, bine, să vedem! Aha! Mai întâi, mucus de sirenă! Chiar aici! Vino la mama! Acum, să adăugăm câteva pene de phoenix și niște ochi de ciclop! Iată un smoothie special pregătit doar pentru tine, Kim! Ha! Copite? Nu asta voiam! Ajutați-mă! Oh-oh! Se pare că am făcut o greșeală! Oh, așa e! Am uitat! Avem nevoie și de mustață de sirenă!
Poftim, Kim, fără surprize de data asta! Hei, e destul de bun! Oh, nu pot să cred! Am picioare acum! Ah! Ești bine, surioară? Nu pot să merg pe acestea! Dă-mi înapoi coada, Skyler! Bine, Kim! Cel puțin de acum înainte vei avea solzi foarte drăguți! Acum e mai bine! Și aici e noua ta ținută, Kim! Grăbește-te și probează! Atât de chic! O ador! Nu uita de noul tău colier! Cu asta sunt în sfârșit gata să cuceresc întregul ocean! Ei bine, cred că ne luăm la revedere acum! Pa, pa, Kim! Toaleta noastră e mereu deschisă dacă vrei să ne vizitezi! Oh, Annie, totul este atât de emoționant! Wow! Așa se simte să fii populară? Bună dimineața tuturor! Au! Grozav! Se pare că toate privirile sunt din nou pe bogata Kim! Nu filmați! Scoateți aceste camere de aici! Sunteți surzi? Oh, ai distrus o poză atât de perfectă! Poți să-mi dai un autograf, te rog? Haia! Stați departe de ea! Ah, m-am săturat de acești fani! Săraca Mabel! Astăzi chiar nu e ziua ei bună! Wow, ce-a fost agitația asta? Fiți atenți, vă rog! Pregătiți prezentările proiectelor voastre științifice! Sper că v-ați făcut temele! Hai, Mabel, arată-ne ce ai! Am construit acești ochelari de realitate virtuală viziune spartă! De ce nu sunt surprinsă? Ce bucată de gunoi! Ei bine, să testăm această invenție de carton! Uite, am găsit o gustare! Dați-mi și mie niște bani, vă rog! Sunt înconjurată de oameni săraci! Phew, ce coșmar! Ce s-a întâmplat, doamnă Penny? Ce ai văzut? Ține asta departe de mine! Kim, tu urmezi, dar fără alte surprize, te rog! Fiți atenți! Cash Blaster 3000! Cel mai recent model! Și ce face? Veți vedea! Țineți această lămâie pentru mine! Doar un singur foc și... presto! Oh, incredibil, pur și simplu uimitor! Lasă-mă să-l țin o secundă! Hei, cu grijă, doamnă Penny! Wow, ce s-a întâmplat? Ține-l așa, voi face o poză! Wow, sfinte sisoie, sunt bogat! Ce spectacol! La ce altceva te-ai așteptat de la cea mai bogată fată din școală? Mi se pare mie sau doamna Penny a luat-o razna? Câți bani, câți bani frumoși! Sunt atât de fericită! Hey! Se pare că ora s-a terminat! Jack arată minunat astăzi! Oh, nu, nici gând! E al meu! Mai vedem noi! Nimeni nu poate rezista sărutului meu ultrabogat! Hei, Jack! Prinde! Trebuie să o opresc! Tu, tocilarule, vino aici! Cu mine vorbești? Oh! Au, a durut! Un sărut de la cea mai frumoasă fată din școală! Ce ai făcut? Ai distrus totul! Te iubesc, Kim! Unde te duci? Au, capul meu! Hei, ce faci acolo? Hei, prinde sărutul meu aerian, drăguțule! Bă, nu vreau! Sărutul aerian ieftin al lui Mabel nu este la fel de puternic! Ajutor! Cred că e contagios! Intră în borcanul de pericol! Hei, înfrângi inima! Wow, ăsta e rău! Camera unui student bogat poate fi deschisă doar cu un scanner de mână! Floare la ureche! Mare lucru! În fine! Între timp, camera unui student sărac abia dacă poate fi deschisă! Dar asta nu e o problemă pentru Mabel! Bine că am acest biscuite cu mine! Gustos! 1, 2 și am cheia mea! Un asemenea lacăt nu m-a dezamăgit niciodată! Oh, nu! Ce dezordine teribilă! Da, nu pot să mă relaxez într-un loc ca ăsta! Ei bine, e timpul pentru curățenie! Kim e bogată și pretențioasă! Urăște dezordinea! Atât de mult praf! E timpul să chemăm serviciul de curățenie! Doar o apăsare de buton și camera ei va fi curată imediat! Și, în timp ce se face curățenie, ea își poate verifica canalul preferat! Trum, trum! Dar Mabel are o treabă dificilă! Serios? Muncesc de ore și n-am făcut niciun progres!
nu mai place manicura. Sunt la dispoziția ta, domnișoară Kim. Nu vreau să-mi vadă nimeni unghiile. Aceste mânuși mă vor ajuta și le voi lipi doar ca să fiu sigură. Destul! Alege-mi o ținută! Imediat! Trebuie să fie elegantă și de bun gust. Îți place această rochie? Nu, prea lejeră. Și aceasta e prea strălucitoare. În sfârșit, aceasta este perfectă! Eu, ar trebui să-mi schimb hainele, dar nu am multe de schimbat. E bine că lui Mabel îi place să coasă. Doar câteva cusături și tricoul ei este ca nou. Kim este complet revigorată și pregătită să înceapă ziua. Între timp, Mabel abia reușește să rămână trează. În sfârșit, este timpul pentru prânz. Cum să mănânc aceste chestii mici? Oh, știu! O lupă și o pensetă! De acestea ai nevoie pentru o mică gustare. În timp ce săraca noastră studentă mănâncă mica ei porție, fata noastră bogată trăiește la maximum. Sushi-ul dumneavoastră, domnișoară Kim! Deodată, Mabel are o idee minunată! Hai să pescuim o pizza! Wow, sunt grozavă la asta! E ciudat! Săraca noastră fată plămândă nu se poate abține! În fine, nimeni nu va observa câteva felii lipsă! Houston, avem o problemă! E timpul să-i dau o lecție hoțului acela! Asta e ultima, jur! Destul de grea! Ups! Ai mari probleme, domnișoară! Nu a fost eu! Nu poți fugi când ești atât de sătulă! Nu poți rata concertul artistului preferat, pentru nimic în lume! Kim e bogată, primește servicii VIP! O clipă, doamnă! Dați-vă la o parte, copii! Asta e o petrecere privată! Acces doar pentru VIP-uri! Dar Mabel a economisit și ea pentru un bilet! Nu știi să citești, doar VIP-uri! Hei, nu e Hailey Bieber acolo? Unde? Bună încercare! Nu vei trece de mine așa ușor! Doamnelor și domnilor, vă prezentăm pe incredibila Jessica Green! Vreau să vă cânt melodia mea de dragoste preferată, plictisitor! Cântă altceva! Iubirea mea! O, da, sigur, orice dorești! Ce zici de niște country rock? Cine e acolo? Ce avem aici, drăguțo? Vino aici! Funcționează de fiecare dată! Nu atât de repede, domnișoară! M-a oprit iar! O fată bogată precum Kim este greu de mulțumit! Mereu plâng când curăț ceapa! Nu-ți place? Atunci ce zici de asta? Niciun truc! Pură, adevărată magie! Bup! Plictisitor! Agentul 7, fii atent! E timpul pentru pauza de prânz! Îți țin eu locul, amice! Mulțumesc, omule! Mi-e foame! Perfect! Am intrat! Și am prins și niște gustări! Ești minunată, Jess! Vreau să cânți la harpă! Trezește-te, domnișoară Penny! A sunat clopoțelul! Chiar la timp pentru o lecție de geografie! Acesta este nisip autentic egiptean! Ce interesant! Pot să mă uit? Faraonii antici au atins acest nisip! Cred că ar trebui să facem niște teste! Știam eu! Acest nisip este pentru pisici! Ups! M-a prins! Gândește-te la comportamentul tău, Mabel! Kim, ce ai acolo? Bilete pentru o excursie globală? Vreau să vizitez Maldive! Și tu ești invitată, doamnă Penny! Nu vine să cred! Și ce dacă era nisip pentru pisici? Nu fi tristă! Și tu ești invitată! Plecăm într-o aventură de lux! Este turnul Eiffel! Haideți, copii! E timpul pentru un selfie cu Big Ben! E destul de cald aici!
Asta a fost călătoria! A fost uimitor! Elevul ultrabogat primește un 10+. Mabel se descurcă și ea foarte bine. Are 3 suveniruri noi. Iubesc călătoriile! Alegerile pentru președintele școlii sunt în toi. Votați pentru Mabel! Cineva! Oricine! Oh, un măr! Arată delicios! Eu, dezgustător! Uitați-vă la asta, lume! E incredibil! Hei, ce e cu zarva asta? Wow. OMG! Lasă-mă să trec! Dați-vă la o parte! Vreau să văd! Trebuie să mi se pară, nu? What? Un salon de spa privat pentru elevii bogați! Absolut incredibil! Ei bine, director Spencer, avem o înțelegere? Desigur! Felicitări, doamna președintă a elevilor de la școala Trum! Nu! Nu e corect! Mabel? What? Mabel, ești bine? Bună dimineața, Kim! Trezirea! Astăzi este ziua ta! Minunat! Hai să începem pregătirile cu puțină renovare! O sărbătoare de lux necesită decorațiuni luxoase! E timpul să alegi o rochie! Sărbătorita este gata! Mă bucur să vă văd! Să petrecem! Astăzi e o zi mare și pentru Mabel cea săracă! Să-ți sărbătorești ziua de naștere singură? Nimic neobișnuit! Nici măcar tortul de ziua ei nu o poate înveseli! Oh, se pare că și lumina se stinge! Stai puțin! Ce este zgomotul ăla? La mulți ani, Kim! Aud bine sau? Acele sunete vin din camera de alături? E cea mai bună petrecere din anul ăsta! La naiba! Viața chiar e nedreaptă uneori! Wow, stați puțin! Ce se întâmplă? Avem inundație? Să vedem! Hey! Unde te duci, Kim? Să vedem unde duce asta! Mabel! Chiar ai plâns cu un râu! Ce s-a întâmplat? Astăzi este și ziua mea! Urmează-mă! Băieți, fete, salutați-o pe prietena mea, Mabel! Astăzi avem o dublă aniversare! Nu uita, pune-ți o dorință! Yay! Oh, era să uite de cadoul tău! Poftim, Kim! Mulțumesc, surioară! Și acum zâmbește pentru un selfie! Școala începe întotdeauna la fel! Micuța noastră tocilară, Kim, arată grozav cu mustață! Pregătiți-vă, fetelor! Să o salutăm pe eleva noastră vedetă! Uitați-vă la ea! Nu te-ai sătura să se râdă de tine, Kim? Mai stai puțin aici! Nu mă mai filmați! Sunteți cei mai răi! În fine, oricum plecam! Frumoasa noastră fată, Kylie, are și ea o zi proastă! Un 4 la test! Părinții ei nu vor fi fericiți! Poate să-și ia adio de la alocație! Kylie, asta nu e nimic! Dă-mi un moment să rezolv asta! Poftim! Și acum pleacă! Sunt tristă! Wow, Kim, ești un geniu! Te voi ajuta să te ridici! Îți vom face o transformare! Ai încredere în mine! Bine ai venit, surioară! Simte-te ca acasă! Nu-mi vine să cred! Wow! Ai atât de multe premii! Hei, unde ești? Nașa ta e aici! Să te facem frumoasă și strălucitoare! Asta e un pic complicat! Dar pe Kylie o așteaptă și mai multe surprize! Wow! Are de făcut o treabă grea! Este o complexitate cosmetică! Bine, Kim, ești gata? Nu va dura deloc, jur! Haide! Fără succes! Avem nevoie de o abordare diferită! Acum asta este o unealtă pe care ne putem baza! Nu, Kylie! Nu! Nu fi o fricoasă! Vezi? Nu e nimic rău! Acum sprâncenele tale sunt perfecte și mustățile au dispărut! Mulțumesc, surioară! Aș vrea să iau o gustare! E în regulă? Dulciuri? Suc? Asta e teribil pentru sănătatea ta! Oh, și ce s-a întâmplat cu dinții tăi? Vrei și tu o bomboană, Kylie? Gata cu dulciurile! Avem treabă de făcut!
să avem grijă de dinți. E mai bine acum. În curând, Kim va avea un zâmbet perfect. Asta e cam prea mult, prietene. Trebuie să te speli pe dinți în fiecare zi. Hei, nu te enerva! Doar o să termin asta, bine? Nu am terminat încă, Kim. Concentrează-te! Deschide gura, niciun dar! Cu noile noastre gadgeturi, frumusețea nu mai cere sacrificii. Un zâmbet perfect și câștigător! Uimitor! Am reușit, Kim! Mai e doar un lucru! Oh, Kylie, vreau să văd! E prea multă frumusețe! Să scăpăm de toate astea! E momentul să ne ocupăm de coșuri! Haide! Haide! Wow! Ce spray! Asta nu se poate, surioară! Mi-ai murdărit oglinda! Haide, Kylie! Sunt expertă în stoarcerea coșurilor! Nici vorbă, Kim! Poți stoarce aceste coșuri electrice în schimb, iar eu mă voi ocupa de cele reale cu un aspirator de pori! Minunile științei înving magia în fiecare zi! Gata! Acum vom folosi o mască pentru a scăpa de punctele negre! Nimănui nu-i plac! Fiu! Asta da provocare! Dar acum abia o mai poți recunoaște pe Kim! Hei, surioară! Ești aici? Sunt ocupată, Kylie! Oh, nu! Ce pungi groaznice sub ochi! Nu, trebuie să rămânem calme! Dă-mi asta puțin, Kimi! E timpul pentru niște peciuri revigorante! Nu te mișca! Oh, încă nu am terminat! Încearcă această mască! Oh, îmi place, Kylie! Sunt o pisicuță! Miau! Acum e timpul pentru o scurtă pauză! După atât de mult efort, Kylie are nevoie de câteva minute de odihnă! Ce faci, Bobo? Hei, ce faci? Oh-oh! Nu putem avea asta, Kim! Hai să aducem lama de ras! Nu că ar ajuta! Aceste fire de păr sunt prea rezistente! Nu te mișca, Kim! Asta va ajuta! Te rog, nu, Kylie! Nu-ți face griji, surioară! Glumeam! În schimb, o să te epilăm! Asta va elimina chiar și cele mai rezistente fire! Pare gustoasă! Ăsta nu e fondiu! Vezi? Vom pune ceara pe toate locurile cu probleme! Și acum, partea cool! Oh, și mușcă din mărul ăsta! Perfect! Să începem! Vezi? Floare la ureche! Hei, Kim! E totul în regulă? Nu te voi ierta niciodată! Nu mai faci niciodată așa ceva! Kim, ești uimitoare! O berie exact ce ne trebuie! E timpul să-ți fac o coafură uimitoare! Nu fi supărată! Vine, Kylie! Okay. Haide! Ia loc, surioară! Întâi, să scăpăm de cozi! Sunt atât de demodate! Acum, să descălcim asta! Din nou, Kim? Serios? În fine, este doar un cotor de măr! Destul, Kim! Acum capul în jos! Haide! Să scuturăm tot din părul tău! Acum părul ei este în sfârșit curat, dar mirosul acela dezgustător! Vom folosi un șampon uscat și vom împrospăta totul! Doar pulverizează și piaptă-nă părul! Este simplu! Acum să admirăm rezultatele! Orice coafură poate fi îmbunătățită cu niște bucle ușoare! Să trecem la treabă! Noroc că avem aceste role de păr la îndemână! Floare la ureche! În timp ce așteptăm ca buclele să se fixeze, putem lucra la machiajul lui Kim! Gata cu ochelarii de acum, Kim! Acum vei purta lentile de contact! Wow, Kylie! Ești uimitoare la asta! Și nici măcar nu am terminat încă!
Hai să aplicăm un ser facial și să continuăm cu un masaj delicat. Doar trage pur și simplu în zona liniilor de masaj. Exact așa! Acum încearcă și tu! Ai dreptate, surioară! Este așa ușor! Ce urmează pe agenda noastră? Să lucrăm la nuanța uniformă a pielii. E mai bine să întindem fondul de ten cu un burete de machiaj. Pielea ta o să strălucească, surioară! Îți place? Ce ai făcut Kylie? Unde mi-au dispărut sprâncenele? Nu-ți face griji! Le vom desena acum! Cu aceste șabloane, oricine poate să o facă. Doar câteva linii de creion și sprâncenele sunt gata! Așa e mai bine, Kylie! Voi face conturul ochilor singură! Sunt grozavă la asta, crede-mă! Ei bine, cum este? Drăguțo, mai ai mult de învățat! Folosește doar șabloane și va fi bine! Cu acest dispozitiv, chiar și un începător ar putea să o facă! Perfect! Este timpul să ducem asta la un nou nivel, Kim! Este timpul să-ți întoarcem genele! Oh, știu să fac asta! Nu, nu, Kim! Acestea sunt pentru genele tale! 1, 2 și gata! Acum, ce zici de un look drăguț de vulpe? La fel de ușor, doar întinde și lipește! Vrei să încerci? Mi-ai luat balsamul de buze? Poftim, te ajut! Ce s-a întâmplat cu buzele mele? Ajutor, Kylie! Doar nu te panica! O secundă, e undeva pe aici! Oh, da, aici! Folosește acest balsam! Acum este timpul să scoatem paleta de farduri. Doar câteva atingeri de pensulă și... Oh, dragă! Arăți incredibil! Nu uita de luciul de buze! Wow! Chiar am reușit, Kylie! Ei bine, așa e, surioară! Sunt profesionistă la asta! Acum să scoatem accesoriile! Dar această coafură este încă plictisitoare. Kylie știe exact cum să o anime. Kim, trebuie să te facem să strălucești. Wow, pare interesant. Așteaptă să vezi ce poate face. Tot ce trebuie să faci este să-l apeși și... Ah, este uimitor. Acum în camera de probă. Urmează-mă, Kim. Poți alege orice vrei. Serios? Vreau asta. Ei bine, cum arăt? Ca un brad de Crăciun, dragă! Nu avem nevoie de aceste pene! Să scăpăm și de vechea ta ținută! Ups! Ce fac acum, Kylie? Mă întorc imediat! Nu pleca nicăieri! Ha, ce să aleg? Dar Kim deja a găsit rochia visurilor! Atât timp cât ești fericită, dragă! E a ta acum! Arăți superb, Kim! Stai! Ce e asta? Acolo! Uneori poți exagera cu trucurile de frumusețe! Ei bine, se întâmplă și celor mai buni dintre noi! Să continuăm, Kim! Ai nevoie de pantofi! Poftim! Mulțumesc, Kylie! Auriul este culoarea mea preferată! Au! Cum poți să mergi pe tocuri? Ha! Cine scutură camera? O să cad! Lasă-mă să te ajut! Te vei obișnui în câțiva ani! Dar acum să punem acești cercei! Dragă, ești pregătită! Acum du-te! Cucerește lumea! Ne vedem curând, Kylie! Ieri, Kim era o fată obișnuită, dar astăzi totul este diferit. Cine este fata aceea? Este nouă? Nu, cred că e Kim! Salut, băieți! Ce mai faceți? Kim, o să fiu primul care-ți cere autograful? Sigur, cu plăcere! Scuzați-mă, băieți, am întârziat la ora de mate! Bravo, Kim, ești cea mai bună elevă a mea! Mi-ai salvat viața, Kylie! Nu spune asta, Regino! În schimb, hai să facem o poză!